să fie Domnul. Amen. Dumnezeu să vă binecuvânteze să fie care va fi. Noi merităm tot ce merită Dumnezeu care și noi în bunătate și dragostea față de noi și cu nemărit să fie Domnul. Amen. Ne bucurăm în această seară că Domnul m-a îngăduit ca să fim alături de părtășie împreună pentru că puteam să nu mai fim poate. Dar Dumnezeu și-a îngăduit bunătatea și dragostea față de noi și dăm laudă și slavă Domnului. Ascultă cuvintele, vreau să mă mărturisesc cu Dumnezeu a lucrat în viața mea. Și vreau să vă întreb dacă credeți că Dumnezeu mai ascultă rugăciunea și Dumnezeu. Păi să fie Domnul. Spun asta deoarece am, în urmă cu 7 ani de zile, am avut un accident în Portugal la ocean. Am fugit pe plajă ca să-mi dau viața în apă și în tinerețe am făcut un an de performanță, am obișnuit cu apa și nu credeam că mi se poate mie întâmpla ceva în apă, pentru că ziceam că ce pot să pățesc în apă, eu care sunt obișnuit cu atâția ani de mult și cu atâtea concursuri. Dar Dumnezeu a gândit această încercare pentru a mă întoarce cu privirea spre El, pentru că nu cunoșteam pe Dumnezeu, nu prea am o viață cu Dumnezeu, nu umblam la biserică, provin dintr-o familie de ortodox și n-am avut așa tangență să merg la biserică și nu eram obișnuit. Am fugit pe plajă în acea zi de vară, am fugit să-mi dau viață, am fugit puțin și prin apă și se îndrepta spre mine un val. Iar când am văzut valul respectiv, am făcut un mic salt peste el, cu mâinile în față, pe capul băgat între brațe, cum era obișnuit la înot și apa am rămas mică undeva la un jumătate de metru, iar mie mâinile mi s-au dus peste nisip. Și cum era capul băgat între brațe, am dat cu fruntele de nisip, mi s-a băgat bărbia în piept, atâta. Și am simțit o cuvintură în zona cefei. Nu știu ce s-a întâmplat. M-am gândit atunci, în momentul acela, că am dat doar cu capul, am amorțit și în scurt timp o să-mi revin și o să pot să mă ridic din acea apă, să-mi continui părtășia cu prietenii care o aveam atunci. Dar stând, trecând timpul, vedeam că nu mai pot face nimic, nu puteam să mișc mâinile, nu puteam să ridic capul, să iau o gură de aer, timpul se scurgea, oxigen nu mai aveam, nu puteam să ridic mâna, să cer ajutor și mi s-a adevărat repede un film priminte și m-am văzut într-un sicriu, cum o aduce acasă, cum o să reacționeze părinții, deoarece eu eram singur acolo din familie și când am văzut că nu vine nimeni să mă ridice de acolo din acea apă, am deschis ochii pe sub apă, mi-am văzut mâinile cum nu le pot mișca și am început să mă rog și am zis, Doamne, scapă-mi de aici și nu mă lăsa să mor. Tot m-a rugat stăruitor și la un moment dat am văzut o mână albă care m-a prins de umbră și m-a scos dintr-o groapă întunecată. În momentul acela au venit unul dintre băieții cu care eram, m-am ridicat de piept și i-am zis, Marius, nu mă mai lăsa, că mi-a rupt coloana și nu mai pot face nimic. Băiatul respectiv mi-a mărturisit, zice, du-te bă, Alin, eu am crezut că te joci, dar Dumnezeu așa mi-a putut să o gândă minte, să vin să fac o salvamară, că zice, dacă nu, nu venea. Și nu mai durau mult și urma să mor. Și am știut atunci și eram convins că dacă Dumnezeu gândea ca eu să mor, sigur ajungeam în iad, pentru că nu aveam o viață trăită cu Dumnezeu și nu eram împăcat cu Dumnezeu. De asta am pus această întrebare la început, dacă credeți că Dumnezeu mai ascultă rugăciunea, deoarece Psalmul 40, versetul 1, 2 și 3, vreau să citesc aceste trei versete. De cuvântul Domnului spune, când pusese nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa iepierii, din fundul mociei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașul. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. În acele momente în care eu mă rugam, Dumnezeu a lucrat în dreptul acelui băiat și a pus în gând să facă pe salvamare, dacă nu mă venea. Deci Dumnezeu ascultă rugăciunea, chiar dacă poate de multe ori stați și vă gândiți că ne rugăm pentru anumite lucruri, ne rugăm pentru bolnav, ne rugăm pentru anumite cauze, dar Dumnezeu parcă nu lucrează. Dumnezeu are timpul lui și vremea în care să lucrezi, de aceea să nu vă pierdeți nădejdea, să nu vă pierdeți încrederea că Dumnezeu e neschimbat și Dumnezeu o să-și ducă la îndeplinire promisiunile lui și
Dumnezeu nu trece pe lângă o rugăciune fără să o asculte, fără să nu o asculte. Dumnezeu e cel suveran, cel care a făcut urechea, El poate să o și vindece, El poate să și asculte, să ridice pe cel căzut și pe cel întristat. De aceea Domnul să ne întărească, să ne încredem mai mult în Domnul, pentru că Dumnezeu va lucra la timpul hotărât și Dumnezeu să-și prosperească numele așa cum știe El mai bine. De multe ori ne-am vrea ca Dumnezeu să lucreze la clipeale de ochi. De multe ori poate Dumnezeu ne trece prin încercare ca să ridice pe alții care sunt scăzuți. Vă dau un exemplu, după ce am venit din Portugalia, am vrut să încep recuperare la un centru de recuperare din Zalău. Mi-am băgat actele la acel centru, m-au chemat pentru consultare, pentru consultații să mă vadă starea care sunt și diagnosticul care l-am și am mers acasă, după câteva săptămâni primesc un telefon de la ei și m-au programat data cu tare, la ora cu tare, să merg pentru recuperare. Înainte cu o zi de a să împlini data în care trebuia să merg la recuperare, Dumnezeu m-a trecut până încercare și am făcut febră 40, m-au internat în spital și n-am mai putut merge. După ce am ieșit din spital, m-am reprogramat la acel centru de recuperare, tot așa, înainte cu o zi să trebuiască să merg la acel centru, am făcut iară febră 40, internat în spital. S-au întâmplat chestiile astea cam de vreo 3 ori în 2 luni de zile, într-o vară. Și nu știam de ce. De ce Dumnezeu tot îmi pune bariere ca să nu pot să merg la recuperare. După ce am ajuns în acel centru de recuperare, după aproximativ 3 luni de zile, după ce tot am încercat să merg la acel centru de recuperare, am ajuns acolo, am intrat în salon, eram eu cu mama mea și am văzut prin fața salonului că trece un băiat cu tatăl său și se uită foarte insistent. Noi nu-i cunoșteam și la întoarcere, când au trecut din nou prin fața salonului, tata băiatului ne-a întrebat că nu suntem din Baia Mare. Zicem noi, ba da. Și ne-au spus că și ei sunt din Baia Mare, din Groș și atunci am făcut legătura că tata băiatului, adică bunicii băiatului, ne aduceau la noi lapte de casă de aproximativ 15 ani. Practic, socrii băiatului, tata băiatului. Și atunci când am făcut legătura, știam de băiatul respectiv, eu nu ți-l cheamă, știam că a avut un accident în motocicletă, nu-l cunoșteam, a stat aproximativ 3 luni de zile în comă, nimeni nu a mai dat nicio șansă și el era foarte revoltat și răzvrătit împotriva lui Dumnezeu din cauza că a îngăduit acea încercare peste el și nu a știut de ce. Și eu fiind întors la Domnul, mă rugam, citeam din Biblie, ascultam cântări, ascultam predică și l-am invitat și pe băiatul respectiv să vină să ne uităm la predică, să ascultăm predica împreună. Și atunci Dumnezeu a început să lucreze și în dreptul lui, a început să-l cerceteze și Dumnezeu așa a lucrat și am stat și m-am gândit și am realizat că Dumnezeu m-a trecut prin încercare ca să pot să fiu o lumină pentru cei din jurul meu și de asta nu trebuie să descurajăm chiar dacă trecem prin încercare, pentru că Dumnezeu știe de ce ne trecem. Lăudați să fie Domnul și mări să fie El în veci de veci. Fiți binecuvântați de Domnul! Amen.